Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Declar deschisă ședința extraordinară de astăzi luni, 3 octombrie 2016. Ședință care are pe ordinea de zi două proiecte inițiate de domnul primar Nicolae Năduc. Cunoașteți proiectele de pe ordinea de zi? Dacă le cunoașteți, dau citire proiectului ordinei de zi. Primul proiect. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Onești, în vederea alocării unor sume pentru reamenajarea bazarului din strada Cașinului numărul 2. Inițiator, domnul primar Nicolae Năduc. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Spitalului Municipal Onești, Sfântul Ierarh Dr. Luca, un bun mobil care aparține domeniului privat al municipiului Onești. Inițiator, domnul primar Năduc Nicolae. Dacă sunt observați la ordinea de zi, dacă nu sunt, se pun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Sau cine? Lucrăm în ordinea de zi la primul punct. Este proiectul de hotărâre numărul 1. Are cuvântul inițiatorul pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre. Doamna Consilieră, veniturile și cheltuielile bugetare sunt aprobate în condițiile legii pe perioade de un an, perioade care corespunde exercițiului bugetar. Toate operațiunile de încasări și plăți efectuate în cursul anului bugetar aparțin exercițiului corespunzător de execuție a bugetului local. Bugetul care a avut loc în bazarul din Onești, în data de 17.09.2016, a fost la imposibilitatea de desfășurare a activităților de din comercianții din cetatea bazarului. În baza notelor de constatare, numărul 121.66.253.26 a 9.2016, respectiv numărul 1599.66.182.27 a 9.2016, permite de listul Bacău, Lize C, Bacău, Lizeni, Bacău, Ion, Izbătoare Județean, OPC și a reputărului efectuate în scădente către reprezentanții serviciilor de specialitate de instituție, s-a hotărât desfințarea statului cu destinația de comerț în bazarul situat în strada Cașinului. În analiza efectuată s-a constatat că este necesară susținerea activității comercianților prin achiziționarea de urgență a unui număr de 96 de chioșcuri de lemn. Pentru asigurarea fondurilor necesare achiziționării acestor chioșcuri se impune modificarea listei obiectivelor de investiții propusă să se realizeze în anul 2016 din piața aglomerată și prin diminuarea sau renunțarea la unele poziții din lista de investiții, modificări care nu vor influența totalul cheltuielilor din buget. Facem precizarea că pozițiile la care s-au renunțat vor fi recuse în lista de investiții când se vor identifica fondurile necesare. Anexa numărul 4 la hotărârea Consiliului Local 35/2016 privind lista obiectivelor de investiții propuse a se realiza în anul 2016 la piața agroalimentară Onești, având ca sursă de finanțare bugetul local și veniturile proprii, este prezentată în anexă la prezentul proiect de hotărâre. La cele cele menționate, vă rugăm să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Aveți cuvântul reprezentantului compartimentului de specialitate? Raport de specialitate la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Onești și vederea alocării unor sume pentru reamenajarea bazarului din strada Cașinului numărul 2. Doamnelor și domnilor consilieri, în urma incendiului care a avut loc la bazarul din Onești din strada Cașinului numărul 2, în data de 17.09.2016 și a notelor de constatare numărul 121/66.353 din 26.09.2016, respectiv 1599/66.882 din 27.09.2016, întocmite de listul Bacău, IJC Bacău, ITN Bacău, IEOM Bacău, și reprezentanții UAT Onești, s-a hotărât desfințarea standurilor cu destinație de comerț din incinta bazarului municipal.
Pentru punctul ăsta la comunicație în bazar s-a produs achiziționarea urgentă a unui număr de 96 de cloșcuri bine, valoarea estimată a acestora fiind de 577.200 lei. În vederea asigurării fondurilor necesare, prin adresa numărul 67.426 din 29.2016, întocmită de domnul director, consilier Gheorghe Mihăină, s-a propus diminuarea sau renunțarea la urmă din lista obiectivelor din echipii, propuse a se realiza în anul 2016 la piața agroalimentară Onești, având ca sursă de finanțare a bugetului local venit o proprii astfel. Poziția 1.1, cheltuieli proiectare. Modernizare bazar Onești se diminuează cu 79.000 lei, iar la următoarele poziții se renunță. Poziția 2.2, aparate de aer condiționat, se diminuează cu 185.000 lei. Poziția 2.3, vitrine frigorifice, se diminuează cu 215.000 lei. Poziția 2.4, uși pulisabile, 30.000 lei. Poziția 2.7, podium prezentări, se diminuează cu 43.200 lei. Poziția 2.8, toalete ecologice, 25.000 lei. Și se introduc noi poziții, 2.10, chioșcurile învazați, cu 577.200 lei. Pozițiile la care s-a anunțat vor fi repuse în lista de investiții în momentul când se vor identifica resurse financiare. Anexa numărul 4 la hotărârea Consiliului Local, numărul 35 din 2016, privind lista obiectivelor din investiții propuse a se realiza în anul 2016 la piața agroalimentară Onești, având ca sursă de finanțare bugetul local și venitul proprii, este prezentat în anexă la proiectul de hotărâre. Față de cele menționate, pot să analizați și să decideți în consecință. Avizul Comisiei de Specialitate. Avizul Comisiei este favorabil. Presupun că sunt discuții privitoare la acest proiect. Înainte de a vă da cuvântul asupra observațiilor, țin să vă spun câteva cuvinte, dacă îmi permiteți. După cum bine știți, în data de 17 septembrie 2016, bazarul din Onești a fost mistuit de flăcări, ceea ce a dus la imposibilitatea desfășurării activității de către comercianții din incinta bazarului. Personal, cred că avem obligația morală și nu numai de a oferi acestor comercianți posibilitatea de a-și desfășura în continuare activitatea într-un cadru normal, modern. Acest lucru se poate înfăptui aprobând acest proiect. Să nu uităm majoritatea acestor oameni își câștigă treiul zilnic din această activitate. Acestea fiind spuse, dacă aveți și alte observații, vă rog. Da, mulțumesc. O ședință extraordinară pentru că chiar are un caracter mai special. Bănuiesc că orice consilier local sau fiecare dintre dumneavoastră v-ați gândit la o astfel de ședință și practic la luarea unei decizii administrative, spun eu, și nici de cum politice. Nu mi-asum niciun fel inițierea. Nu mi-asum politic inițierea acestei convocării acestei ședințe, dar mi-asum administrativ lucrul acesta și țin pe scurt să vă fac câteva mențiuni referitor la acest proiect. Nu știu câți dintre dumneavoastră, în afară de cei direct afectați, mă refer aici la persoane juridice și economice ce își desfășurau activitatea economică în bazar, știu că imediat după acest nefericit eveniment au avut loc un control tematic format din mult mai multe instituții sau din multe instituții ale statului, cum ar fi Protecția Consumatorului, Poliție Economică, Inspectoratul de Stat în Construcții, Inspectoratul de Situații de Urgență Bacău și nu numai. În urma acestui control au fost emise și anumite, să spunem, un proces verbal în care se menționează clar că activitatea bazarului trebuie să înceteze,
la o dată ulterioară, fixată undeva, și sper să nu greșesc, 17. 12 luna curentă. Obligația de îndeplinire a tuturor sacilor în această privință, adică complementare măsuri, să se desfințeze toate construcțiile neautorizate, nici o construcție de acolo, nu știu dacă le putem spune construcții, dar acel amplasament sau acele amplasamente nu au autorizație de construire. Îndeplinirea tuturor sacilor cade în grija primarului și a arhitectului șef. Neîndeplinirea acestor sarcini poate avea și efecte penale, pe lângă cele administrative. Este clar și fiecare dintre noi spunem că avem obligația morală, responsabilitatea și grija de a moderniza acea zonă. Formularea nu este cea mai potrivită aici pentru achiziționarea 97 de căsuțe din lemn. Știți că în februarie, acum eu asum din toate punctele de vedere, am fost inițiatorul unui amendament la proiectul de buget prin care am alocat o sumă pentru modernizare zonă bazar. În prima jumătate a anului nu dau vina pe nimeni, nu s-a făcut nimic în acest sens, de-abia au început să se facă pași și pe lângă discuția pe care o avem pe buget astăzi, trebuie să luăm în discuție și ceea ce vom face acolo. Modernizarea poate fi de mai multe tipuri acolo. Înțeleg că este un caracter de urgență pentru că multe persoane de acolo, să nu zic în totalitate, trăiesc în urma acestei activități, practic, cum am putea spune, de pe o zi pe alta. Și neavând posibilitatea să desfășoare în continuare activitatea, ar duce la lipsa, să zic, de finanțe, de bani, astfel încât să treacă peste o perioadă grea. Ce putem face acolo? Există mai multe tipuri de modernizare. Una rapidă, care înseamnă de îndată să eliberăm toată zona. Împreună cu firma din subordinea Consiliului Local să așternem un strat de asfalt pe toată suprafața, să parcelăm și să achiziționăm un tip de modul, fie că e din lemn, fie că este container, fie că este altă variantă, ar fi o posibilitate și ar fi cea mai urgentă. O altă posibilitate ar fi să dăm temă proiectantului, pentru că despre asta este vorba, neștiind și neavând un consens și o părere comună ceea ce vrem să facem, ne-am demarat procedurile de achiziție la proiectare. Lipsește un singur lucru și anume tema. Facem modernizare bazar, dar cum? Module, hală deschisă, cât suprafața alocată fiecărui comerciant, de cât să fie astfel încât toți cei 90 să aibă loc acolo, sau facem mai pentru 40, facem pentru 120, facem pentru 50. Ar fi un alt aspect și anume că trebuie să stabilim împreună, pentru că nu mi se pare normal să stabilesc eu sau doi inși din primărie ce vom face acolo pe viitor. Și o altă temă ar fi, radem tot, amenajăm prin societatea din subordinea Consiliului Local suprafața de bază. Și înțeleg de la colegii mei consilieri juridici că nu există posibilitatea de concesiune, ci de închiriere teren. Închiriem loturi de teren și fie pe acele loturi comercianții își construiesc singuri pe baza unui model agreat de către primărie, Consiliul Local, un tip de construcție, fie construim noi și recuperăm bani. Acestea sunt posibilitățile reale în opinia mea. Bănuiesc că sunt și altele, că nu consider că dețin adevărul suprem aici. Astăzi am avut de dimineață încă o întâlnire cu oneștenii ce și-au desfășurat activitate în bazar, o parte dintre dânsii, o mare parte. Deși m-au invitat printr-un reprezentant, printr-un mediator, la o mediere, dar vreau, oarecum cred că nu s-au înțeles toate aspectele legale în privința asta și rugam, dar nu-l văd pe domnul, el îmi pare rău că nu e, bănuiesc că are o problemă urgentă, o să-i rog pe colegii din Comisia Juridică ca după ședință sau eventual la orele 13, am fost invitat și eu, am făcut invitația către ISU și ISC la o mediere cu reprezentantul, mediator al dânșilor,
Să vedem care sunt posibilitățile legale, că despre asta trebuie să vorbim. Nu despre ceea ce ne imaginăm noi că s-ar putea întâmpla acolo. Ceea ce se va întâmpla acolo, începând de la cel nefericit incident pe viitor, se va întâmpla conform legii, pentru că nu avem cum altfel. Am explicat foarte clar că putem fi alături de dânsii, dar e prea puțin să fim alături așa, cu gândul și cu sufletul. Astăzi vom lua o decizie în ceea ce privește modernizarea, iar ceea ce privește desfășurarea, deși vin cu o solicitare și o fac publică, bănuiesc că nu e un secret, nu? Să poată să desfășoare activitatea comercială acolo până pe data de 31 decembrie. Eu n-am cum să-mi asum lucrul ăsta, că nu-i de lege să și-l asume primarul. Eu deja trebuie să pun în aplicare niște decizii luate de către Inspectoratul de Stat în Construcții și de către ISU. Nepunerea în aplicare înseamnă probleme penale. Nu și le asumă nimeni, nici cum, pentru nimeni în lumea asta. Dacă ar exista și există, mă adresez acum consilierilor juridici, membrii în Comisia Juridică, dacă ar exista și există posibilitatea ca termenul stabilit de către ISC și ISU să se prelungească până pe 31 decembrie, ridic mâna sus și vă spun că sunt susținătorul acestui demers dacă el este legal, unul legal. În consecință, eu la ora 1 am vorbit deja cu cei de la ISU, vor fi prezenți, de la Inspectoratul de Stat în Construcții, și mă refer aici, vorbesc cu domnii din bazar, de la Inspectoratul de Stat în Construcții au spus că nu știu dacă pot trimite pe cineva la această mediere, cu ghilimele de rigoare. Deci, încă o dată, aș dori hotărârea de Consiliul Local oarecum să fie modificată, că nu ne referim la bugetul acesta pentru a achiziționa 97 de căsuțe din lemn și trebuie să luăm o decizie în urma dezbaterii pe acest subiect și la sfârșit să se reformuleze hotărârea de Consiliu, să vedem pentru ce ducem banii. Dacă vrem situația aceasta rapidă, trebuie să-i ducem aici, căs din lemn, căs din tablă. Dacă vrem o soluție care poate fi trainică și normală și în interesul a tuturor, mă refer la locuitorii ai municipiului Onești, ar putea fi o modernizare care presupune niște termene. Termene de proiectare, termene de atribuire constructor, termene de execuție constructor. Eu vă spun că sunt un personaj realist. Toate termenele astea se duc pe cel puțin un an jumătate, să nu zic 2 ani de zile, ca să clarificăm și lucrurile acestea. Se tot invocă tot felul de fabule, să nu le spun altfel, că acel control a fost trimis de către primarul municipiului Onești, așa spune mediatorul în întâlnirea de față. Când vorbim, trebuie să vorbim pe acte. Și faptul că se face un control, deci în primul rând nu este adevărat, dar faptul că se face un control nu ar trebui să ne sperie, atâta timp cât respectăm legea. Înțeleg că se creează disconfort în urma unui control, de care ori fi el, dar trebuie să ne asumăm când facem orice fel de activitate, că e administrativă, că e comercială, să ne asumăm și bune și rele. Eu mi-aș dori să găsim o soluție care, în primul rând, vine în susținerea acestor oameni și se află, o dată spun, într-o situație cu totul delicată, dar acea soluție să nu fie una politică și doar niște angajamente din aceste, ci să fie una reală, ancorată în realitate și care să respecte, în primul rând, legea. Vă mulțumesc foarte mult și aștept pe toți cei, mai ales cei care au și cunoștințe juridice, temeinice, poate ne luminează în situația asta și m-aș bucura foarte mult. Mulțumesc! E bine totuși că se ia decizia de a se face ceva în acest pasaj, fiindcă de ani de zile s-a trimițat în Consiliul Local faptul că oamenii aceștia munceau în niște condiții inumane. Îi ploua, înghețau de frig, vai de capul lor. Deci au lucrat în niște condiții care nu se potrivesc să se în care trebuie. Am așteptat să se întâmple o nenorocire, să ia foc tot ceea ce s-a lansat cu, din apropierea zonei pasarului pentru a face ceva. E bine că mai bine mai târziu decât niciodată, ceva de genul ăsta. Acum, problemele pe care ar trebui să le analizăm din punctul meu de vedere sunt foarte multe. În primul rând, trebuie să ne gândim la locul unde vom face amenajarea, pentru că, din câte am înțeles eu, pe spațiul unde funcționează la momentul de față bazarul, nu există intabulat dreptul de proprietate al primăriei, adică nu avem cadastru pe el, nu avem absolut nimic. Așa este, nu? Nu e așa?
Așa este. Nu știu cum s-au făcut contractele de concesiune sau nu există contracte, nu mai se... Loc pare un loc public. A, și s-au plătit chitanțele de către... Exact cum are cortul un personaj acel, cântând arteziană și face campanie electorală. Locul pare un loc public. Da, adică sunt foarte multe chestiuni de natură juridică care presupun timp, adică numai măsurătorile cadastrale, intabulările. Sunt chestiuni pe care, cum să zic... Este o activitate începută, vreau să știți și lucrul ăsta, adică intabularea și cadastrarea nu e ceva de viitor. Se întâmplă acum și nu numai pe acea zonă. E un proces, vă întrerup ca să înțelegem cum stăm. Dar, este un proces care e desfășurare. Mai există o altă chestiune. Ne gândim să facem îi ajutăm pe oamenii aceștia într-un mod provizoriu, dându-le posibilitatea de a desfășura activitatea în altă parte. Eu cred că asta ar fi soluția. Și în timpul ăsta să facem, probabil să facem în același loc pe care a funcționat bazarul, o construcție trainică, pentru că eu nu știu dacă niște chioșcuri de lemn, ale căror dimensiuni nu le-am văzut, nu sunt stabilite, nu știu dacă o să-i poată mulțumi pe acești oameni ca să-și desfășoare activitatea, pentru că, din câte știm cu toții, spațiile pe care ei le foloseau acolo erau destul de generoase, adică oamenii au marfă multă, dacă își dă niște spații care sunt foarte mici, s-ar putea să nu le folosească sub nicio formă. Iarăși, toate chestiunile astea trebuie gândite la un loc cu cei de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență, pentru că asta e situația, trebuie să ne conformăm. Pentru că cei de la Inspectoratul, Inspectoratul de Construcții. Sunt multe, multe chestiuni pe care trebuie să le avem în vedere și să ne gândim că totuși acești oameni au nevoie și să aibă pe viitor posibilitatea de a desfășura activitatea în niște condiții civilizate, dar și să ne gândim să găsim o măsură temporară. Nu știu dacă achiziționarea acestor căsuțe, de acestor chioșcuri de lemn... Haideți să nu mai spun că de lemn. Poate în fine, fi din ne gândim că sunt totuși niște bani. Vor fi 340.000 cât este pe pagina de Facebook a primăriei, vor fi 577.000 cât apare în hotărârea de Consiliu Local. Sunt niște sume pe care oneștiul, la momentul de față, ar trebui să facă un efort financiar. Iar din altă parte, am văzut că se iau de la piață bani, ca să se iau din multe locuri investiții care sunt necesare. Eu cred că la acest moment ar trebui să ne gândim la o soluție de provizorat care să le permită și acestor oameni să-și desfășoare activitatea și să nu-i lăsăm în prag de iarnă. Care ar fi la ea? Sunt spațiile care sunt pe platformă. Sau... Pe platformă vreau să vă spun, fac o paranteză. Am discutat acest aspect cu domnii din bazar și exista teama că nu vor prinde spațiu acolo. Deja, pe data de 6, cred că nu greșesc, va fi licitația privind modul de atribuire a celor spații. Sunt 25 de spații libere și s-au înscris abia 20 de persoane. Ca să vedeți cât... Eu înțeleg, nu e o zonă și e adevărat, nu e o zonă care îi avantajează din punct de vedere economic acele spații. Dar este o alternativă. Mi se pare o problemă având 25 de spații să nu fie interes pentru ele să fie 20 și nu vreau să îndemn la interes, că s-ar putea să se interpreteze altfel. Nu. Fiecare... Dar e o alternativă. 25 poate fi. Care ar fi alta alternativă? Noi ne-am gândit ca în zona unde se desfășoară acel comerț care și ăla se desfășoară cum se desfășoară în ceea ce privește vânzarea de legume de sezon. Deci lângă bazar în spate, toată platforma aia, eliberată, dar nu putem să construim pe ea. Nu putem decât să desfășurăm un comerț provizor, stradal, adică eventual cu tarabă, cu nailonul pe jos. Că să găsim soluții, trebuie să le spunem acum, asta vreau și eu. Să fim cu cărțile pe față. Și la o posibilitate ca în piața mare, dacă ar exista un spațiu disponibil, pentru că nu există în piața mare. Păi, uitați-vă și dumneavoastră, înăuntru e ocupată aproape toată și în afară la fel, nu există. Alte zone, unde mai avem? Oborul săptămânal. Știm fiecare ce terenuri și ce suprafețe are primăria. O variantă ar fi oborul săptămânal. Alte variante nu există. Că dacă ar fi existat, veneam și le spuneam pe toate aici. Oameni bune, acestea sunt variantele. Haideți să vedem ce facem. Da? Da, cred că trebuie să ne gândim totuși așa pe care să nu luăm decizii pripite și să folosim banii care sunt mulți. Dar dacă să gândim astăzi, și aici. Eu vă spun că orice, deși și-au angajat un mediator și bine au făcut, poate să angajeze și un avocat și așa mai departe, eu am încercat să-i explic
că orice moment pe care îl întârziem de aici încolo va prelungi termenul de realizare a obiectivului și nu în favoarea nimănui. Deci vă rog garanție că, acum s-a avocatul dâncilor, ce nu-mi pare rău că sunt. Deci vă rog garanție că locurile pe care și-au desfășurat activitatea până astăzi le va aparține în continuare dânșilor, adică să nu se facă acolo altceva, nu știu ce. Garanția asta o putem da cu toții că nu ne angajăm printr-o decizie ca acea zonă să își capete altă folosință. Mai mult de atât. Un răspuns la juridic aș vrea să știu de ce nu se poate concesiona teren acolo, pentru că un loc pe metru pătrat pe zi un cost foarte mare de zi. Să plătești de la 3, 4, 5 milioane pe lună în teren, în condiții în care erau cel puțin în trecut, sumele erau foarte mari. O concesiune, o plată mai mică și ea avantaja și o garanție. Și o garanție în plus. Bănuiesc că aș întreba subiectiv, convine pieții, pentru că de acolo se strâng foarte mulți bani. La 96 comercianți, la 1000... Sunt restanțe foarte mari, nu se strâng foarte mulți. Mă rog, teoretic, restanțele se vor plăti. În jur de 3-400 milioane pe lună e un venit important pentru piață, în care se pot face investiții în viitor. Dacă nu vă spun, dacă se va... Mă rog, mă rog. Situația juridică a terenului de acolo este de felul următor. Ea aparține domeniului public, aparține pieței agroalimentare și aparține domeniului public. Potrivit licenței, pe domeniul public nu pot fi concesionate decât pentru caz de utilitate publică. Ori crearea unui bazar nici într-un caz de utilitate. Am gândit și varianta de a trece din domeniul public în domeniul privat. De la intrarea noului cod civil s-a iscat o discuție la nivelul întregii țări. Codul civil nu reglementează decât concesionarea bunurilor din domeniul public. Iar în final se spune orice dispoziție contrară se abrogă. Deci domeniul privat al localităților la momentul ăsta nu mai pot fi concesionate. Ne gândim la o altă ramură, drepturile, superficie sau totul altceva, dar să vedem ce se întâmplă la nivelul întregii țări, pentru că singura modalitate juridică este doar de închiriere la teren, pe 5, 7, 8 ani pentru... Am înțeles. Mi se pare normal că înainte de această ședință, și nu azi dimineață, ci înainte să elaborați acest proiect, să fie avut o discuție cu domnii din zonă. Din zona ce înseamnă? Din zona bazar. Pentru că un mod de expunere, gen cum a spus dumneavoastră în proiect, răsuite din lemnul și dacă vine avantajul de comercial. Lipsa unei expuneri adecvate înseamnă o vânzare mai mică. O vânzare mai mică înseamnă că ei nu au posibilitatea de a-și câștiga existența acolo. E foarte important aceste răsuite din lemn, doresc, nu știu, dar nici dâșilor nu le-ați prezentat. Mi se părea normal, am fost mândă pe acolo asupra cu oameni, nu știau ce înseamnă aceste răsuite din lemn. Minimul informațional trebuia dat oamenilor pentru a ști unde se mute sau în ce spații vor intra. Nici nu știau. Ceea ce e foarte grav, pentru că... Și ce e foarte grav? Că transformați o discuție administrativă într-una politică. Nu, și ați început lucrul acesta printr-un reprezentant al partidului din care faceți parte, care nu vine la ședințe. Absolut deloc. Adică undeva în mediul ăsta online suntem smei. Vin eu cu soluții, fac drept, dar la ședințe lipsă în prezență. De ce vă rog frumos? Eu vă dau voie să faceți orice, dar haideți să nu transformăm. Eu cu acești oameni am mai stat de vorbă. Nu este prima dată. Comercial, fac un lucru de foarte mult, să știu ce înseamnă comerțul. Vă urez mult succes în activitatea aceasta. În politică văd că... Da, lăsați textele. Iar ei de acolo au nevoie de expunere bună, de expunere comercial. Dați-mi, mă rog, cuvântul dânșilor să expună, nu eu. Eu nu sunt avocatul dânșilor, nici acuzatorul. Dați-mi lor posibilitatea să spună ceea ce își doresc sau ceea ce așteaptă de la... Dacă astăzi, să știți că pe acești oameni prezenți în sală, eu i-am invitat aici și nu i-am invitat să fie martor la o abordare nefericită pentru dânșii. Și anume, încă o dată spun. O dăm în politică și absolut, nu e cazul. Absolut deloc. N-am făcut nicio acuză la nimeni. Acestor oameni le-am prezentat variantele pe care le vom discuta.
înainte să ți le prezint dumneavoastră, da? Și nu, încă o dată am spus, cum v-am spus și astăzi, decizia trebuie să o luăm împreună. Nu o să o iau nici eu, nici eu cu încă 2-3 inși de prin primărie și nici dumneavoastră. Este normal să fie și dânși părtași la această discuție și tocmai de asta au fost invitați. Eu zic că astăzi, după ora 1, după ce va avea loc perspectiva în întâlnire, când vom sta de vorbă probabil și cu dumneavoastră, vom sta de vorbă probabil și cu persoana pe care au angajat-o să reprezinte interesele. Vor fi reprezentați și din partea ISC-ului și din partea Inspectoratului pentru Situații de Urgență. Cred că la momentul respectiv putem lua o decizie care să ajute, să-i ajute și pe acești oameni și să fie o decizie care să mulțumească atât unitatea administrativă teritorială, cât și interesele pe care le au acești comercianți. Decizie vă referiți la modul cum dezvoltăm proiectul? Exact, exact. Da. Numai că noi trebuie să avem ședință de Consiliu de Local în, ședință de Consiliu Local în momentul acesta și trebuie să aprobăm sau nu proiectul într-o formă sau alta. N-am spus că forma asta cu căsuțe de lemn trebuie să și rămână asta. V-am spus încă de la început proiectul. Eu am apreciat faptul că n-am rămas ancorat doar pe aceste forme. Sigur că da, asta și spus. Dar trebuia cumva, adică bugetăm 5.300.000 pentru modernizare. E posibil că în 4 ani aceste căsuțe să fie deteriorate. Sunt foarte de acord cu asta. Tehnică mult mai bună, astfel încât dânșii să beneficieze. Nu vorbim numai de soluții tehnice. O soluție tehnică foarte bună, v-am explicat încă de la început, să fiți în cunoștință de cauză. Durează cel puțin un an jumătate de zile. Da? Eu nu pot veni, dacă veneam cu soluția asta tehnică bună, ați fi venit să spuneți, da, e clar, nu dumneavoastră, nu spun domnul Zazu sau un partid politic. Ar fi putut cineva să spună, e clar, Gănatiu duce proiectul ăsta un an, jumătate, doi ani, pentru că, cine știe, poate peste un an, doi ani are alte interese cu suprafața aia de teren. De ce nu lucrul ăsta de mulți ani? Nu. Poftiți? De ce nu lucrul ăsta de mulți ani? Domnule, nu v-am văzut în Consiliul Local eu în ultimii 4 ani. Nu erați în Consiliu atunci. Eu nu eram în ultimii 4 ani? Nu erați acum 6-7 ani. Am înțeles. Nu, eu zic că în ultimii 4 ani am fost singurul care, e bine sau e rău, mi-am asumat lucrul ăsta și am bugetat anul ăsta pentru bazar. E adevărat. Doar să bugetez nu e suficient. Îmi asum și lucrul ăsta, ca să nu credeți că îmi asum vreo reușită. Nu. Dar trebuie să fim realiști aici. Ce facem? Trebuie să aprobăm sau nu acești bani, iar ulterior v-am și spus, tema de proiectare trebuie să o avem, că va fi un proiect foarte, să spun, trainic și care poate fi o soluție viabilă pe termen lung, necesită o perioadă de implementare lungă. Pentru că nu fixezi o perioadă asta, sunt aceste termene în ceea ce privește achiziția de proiectare, achiziția de, pentru constructor și construcția propriu-zisă. Mi se pare discuția total neconstructivă și nepotrivită. O să vă rog la microfon și am rugămintea să închideți microfonul după ce vorbiți, pentru că, din păcate, o defecțiune tehnică ne face să nu poată vorbi decât o singură persoană la microfon. Așa. Cred că discuția de la 4 de la traseul normal. Aici este vorba de a fi sau a nu fi. În perioada imediat următoare, oamenii aceștia își vor putea sau nu își vor putea continua activitatea. Dacă discutăm astăzi aici despre proiecte macro, cum va arăta bazarul peste 5 ani, peste 6 ani, peste 2 ani, eu cred că e o eroare. Astăzi discutăm o măsură provizorie de aplicare imediată ca acești oameni, și nu-i vorba numai de acești oameni, pentru că am înțeles că dumneavoastră au rămas, dar să știți că mulți oameni nici făceau cumpărăturile acolo. Adică a judeca strict pe acest grup, cred că e o eroare. Bun, că am descoperit că nu e în regulă cu concesiunea, am descoperit că nu e intabulat drept, nu poate avea consecințe asupra ceea ce hotărâm astăzi. Astăzi hotărâm dacă acești oameni își vor continua sau vor închide și Andra Noua, punct. Că ar exista proiecte mai bune, e adevărat. Dar astăzi nu trebuie să se mai audă în discursul nostru, ar trebui. Domnul Patrick, vă întreb o secundă, nu vă supărați. Cum hotărâm noi astăzi dacă dânsii își pot continua sau nu activitate? Explicați în lucrul acesta, vă rog. Printr-o decizie... Domnul primar, eu înțeleg că s-au alocat niște bani. De fapt, nu s-au alocat, că astăzi îi alocăm, da? Pentru ca această activitate să continue într-o formă sau alta. Achiziționăm chioșcuri metalice, achiziționăm chioșcuri de lemn, le imutăm jumătate concesiune acolo. Sunt chestiuni care, eu nu înțeleg de ce atât de multă înverșunare pe un proiect de genul ăsta. Nu își vor mai putea continua activitatea în bazar. E clar, ISU a venit și a pus punct.
Nu va încălca nimeni această dispoziție. Vă dau un scris. Dacă ISU vine astăzi la ora 13 și ne dă derogare și spune, da, domnule, nu până pe 12 octombrie, vă lăsăm până pe 1 decembrie, atunci da. Orice discuție, orice prorogare a acestor discuții se va reflecta negativ în activitatea dumneavoastră. N-are rost să ne păcălim. Vreți să suntem în campanie electorală. Toată lumea, că domne, că nu s-a făcut. Nu are rost să mai facem recurs la ce nu s-a făcut. Haideți să facem recurs la ce se face acum. Ce facem în continuare? Este o măsură. N-am auzit doar de propunere, mai să știți. Deci, în afară de discuții, că ar fi bine, că ar trebui, că s-ar impune. Nu! Ce facem? Ce facem? Mergem pe varianta de avarie? Sau dacă nu, acești oameni vor trebui să-și înțelege averea mamă. Nu există altă variantă. Putem să o căutăm legal cât om vrea. Dacă ISU a venit și a spus nu, se mai desfășoară activitate, nu se mai desfășoară. Mulțumesc! Îmi permiteți, vă rog, deci vreau să fac o singură remarcă. Indiferent ce va hotărâ ISU astăzi la ora 13, pe 12 octombrie sau 31 decembrie, e clar că bazarul trebuie închis. Soluția pe care dumneavoastră astăzi ar trebui să o propuneți e cea tehnică. Se va merge pe varianta chioșcuri de lemn metalice, o construcție solidă care să fie gen Dragonul Roșu sau Doralis sau ceva. Aceasta este soluția, pentru că în funcție de hotărârea pe care dumneavoastră astăzi o adoptați și noi o vom modifica, după cum veți hotărâ majoritatea dumneavoastră, tăiem chioșcuri de lemn, punem proiectare, construcție, lucrare, mă rog, sunt bani alocați, vom demara tema de proiectare și vom demara licitația publică. Dacă astăzi nu veți lua o hotărâre, probabil ne vom mai întâlni și săptămâna viitoare și peste o lună, dar nu vom face nimic. Deci soluția este cea tehnică, la ceea ce se va face, nu problema dacă ei vor mai sta până pe 12 sau până pe 31. Asta e o discuție pe care se va discuta astăzi probabil la ora 13 și dacă se va căda la un consens de prorogare a termenului, noi nu avem nicio problemă și domnul primar a spus și noi susținem ca termenul să fie 31. Dar dacă vom găsi înțelegere la ISU și la Inspecția de Stat în Construcții. Eu aș mai avea o propunere. Nu știu dacă este binevenită a vreatului dumneavoastră sau nu. Mă gândesc că și soluțiile tehnice ar trebui discutate și cu cei de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență și cu cei de la ISC. Adică noi dacă venim cu varianta de a pune pe locul respectiv sau în altă locație chioșcuri de lemn, acest lucru trebuie să fie agreat și de cei de la ISU și de cei de la ISC. Adică sunt alte chestiuni. De asta zic că totuși, chiar dacă ar presupune amânarea acestei, luării acestei decizii, am putea să ne întâlnim mâine sau apoi mâine. Că nu e o chestie, adică e bine să luăm decizii, este urgență, dar o zi sau două nu cred că contează. Adică dacă astăzi la ora 1 există o întâlnire cu cei din bazar, cu reprezentanții pe care și i-au numit dumnealor, cu ISC-ul, cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență, o să fie mai multă. Eu vă spun un lucru, răspunsul de la ISU. Îți spun eu azi înainte de ora 1, ca să nu am. Și o să vă invit, încă o dată, public vă invit, dumneavoastră faceți parte din Comisia Juridică, doamna Bădic și domnul Panfil. Vă invit să luați parte la această discuție. Răspunsul va fi următorul, al ISU. Ne prezentați un proiect și noi vom da pe proiect sau nu avizul ISU. Că sunt clădiri din termopan, din lemn, din inox, din... Deși nu se pronunță, doamnă. Haideți să trecem de la nivelul de vorbe la nivelul de scris. Deși vă spunem, nu vă spunem noi acum ce să faceți, domnule. La noi veniți cu documente. Eu vă rog frumos să ne ajută. Cu rugatul frumos. Atunci știți ce vă rog, doamna avocat, doamna consilier, vă rog frumos să-i rugați frumos ca să găsească o posibilitate locală, o posibilitate legală, să devansăm termenul ăsta. Păi de ce nu puteți? Lasă vorba oamenii ăștia până pe 31 decembrie. Eu cazi frumos. Există și cea de a consulta în vederea desfășurării activității în condițiile legale. Așa că ne putem consulta cu dumneavoastră și să ne cerem sfatul. Bun, eu vă spun răspunsul și o să vedeți. De acord cu dumneavoastră, voi fi prezent la ședință și la orice ședință pe tema asta. Răspunsul va fi unul singur. Dați-ne proiect scris și noi, pe baza legilor în vigoare, vă dăm sau nu avizul ISU. Noi trebuie să... Ce se întâmplă? Proiectul, tema de proiectare, un proiectant știe cum să facă proiectul astfel încât să obțină avizele ISU. Deci proiectul nu îl gândim noi. Noi doar trebuie să dăm tema. Iar tema trebuie să cuprindă tipul de construcție. Că este modul din orice material, să nu mai zic lemn, că e nefericit poate alegerea.
că este modul, că este tip hală, că este tip, cum doriți dumneavoastră, tunel, că e tip clădire, cu mânceacuri electrice, de la intrare cu orice tip, proiectantul trebuie să-i dăm tema și el va face proiectarea astfel încât toate avizele să fie acordate. Noi asta trebuie să facem. Să spunem acum care este tema. Nu trebuie să întrebăm nici pe ISU, nici pe ISC, pe nimeni, pentru că deși își vor da sau nu avizele în funcție de ce proiectează un proiectant. Iar proiectantul va face ceea ce vă solicită o dumneavoastră, adică să-i dăm o temă. Dar e o propunere, dar eu vă spun și răspuns, o să vedeți astăzi, că mai mânăm o zi, două, trei, patru, noi avem un termen când oamenii aceștia, pe data de 12, bazarul nu trebuie să mai existe acolo conform unui proces verbal semnat de către ISU și ISC. A mai fost un proces verbal similar semnat în februarie 2016. Doamne, eu mă consider o persoană responsabilă și la fel și pe dumneavoastră. Se întâmplă și la momentul respectiv. La fel și pe dumneavoastră. Eu nu am cunoștință de acel proces verbal, ca să ne înțelegem. 1. 2. Neînducerea la îndeplinirea celor ce scrie în procesul verbal atrage niște sancțiuni grave și asupra celor care nu au adus la îndeplinire măsurile și asupra celor din bazar. Pentru că se spune foarte clar în notificare, dacă nu își vor desfința dânsii, se va desfința pe cale administrativă, iar toată cheltuiala se va pune în cărca dânșilor. Eu nu-mi doresc lucrul ăsta nici cum, că pe lângă situația care e foarte complicată pentru dânsii, să le mai punem și niște costuri suplimentare în cărcă. Și orice tărăgănăm noi încă o zi, încă două, încă trei, va fi de favoarea dânșilor și nu-mi doresc lucrul ăsta. Nici eu și cred niciunul dintre ceilalți. Bun, tocmai de asta zic că... La soluția cea mai bună... Asta îmi doresc și eu, sper că la ora 13 s-o găsim. Eu am rezervele mele și știți și dumneavoastră de ce. Pentru că orice jurist și dumneavoastră puteți avea un punct de vedere vis-a-vis de asta. Și am mai discutat și cu alții, nu numai cei din primărie, și cu domnul Panfil și cu alții. Ceea ce a spus ISU acolo nu prea lasă loc de interpretare. Și atunci când ai loc de interpretare, trebuie să duci la îndeplinire. A căzut în sarcina mea lucrul ăsta. Nefericit moment. Sunt foarte multe probleme și la sfârșit o să vorbim și de podul de peste Trotuș, pentru că problemele nu sunt genul de om pe care le ascund sau nu. Sunt realități pe care trebuie să le rezolvăm și să facem ce putem în acest sens. Ca să facem un pas înainte, dacă permite, doamnă președinte, haideți să scoatem sintagma aia nefericită cu proșcurile de lemn, să nu spunem absolut nimic despre soluția tehnică, facem rectificarea de buget ca să puteți demara procedurile. Proiectare și execuții, modernizare bazar, eu asta și trece. Da. Am rămas în momentul ăsta rămâne așa. Așa nu mai găsim compartimentul de specialitate, a trebuit să ne spună lucrul ăsta. V-am rugat să vedeți o reformulare de general. Deci dacă punem modernizare și execuție, înseamnă că urcăm banii de pe dotări, îi urcăm pe proiectare și nu mai putem achiziționa chioșcuri, căsuțe. Trebuie să facem un proiect, un studiu de fezabilitate, un... Și asta durează. Doamna Băgi, cu scris. Da, mulțumesc. Vreau să întreb dacă cele 20 de solicitări pentru module în partea de sus aparțin persoanelor din bazar, în primul rând. Da, asta înseamnă că cel puțin o parte din cei care au fost afectați pot reloca și își pot continua și desfășura activitatea economică. Aici intervin puțin. Afectați au fost, n-au fost toți din bazar. Acolo sunt 100 și de comercianți și afectați au fost prea puțin. Afectați de ceea ce urmează să se întâmple. Afectați de ceea ce urmează să se întâmple corect. Dacă sunt dintre cei care desfășoară activitatea economică acolo și care urmează să li se închidă activitatea. Deci, practic, o treime sau cât din cei care desfășoară activitatea acolo, un sfert, pot continua activitatea economică dacă doresc sus. Eu zic să găsim o soluție de compromis și propun o soluție, că până acum au fost doar discuții. Pentru ceilalți care doresc să continue activitatea economică și bănuiesc că doresc ceilalți care nu reușesc să desfășoare activitatea acolo sus, în zona în care sunt deja amenajate modulele, să achiziționăm o achiziție directă care se poate face relativ repede. Module frumoase, estetice, cu vitrine.
module pentru care nu este nevoie de autorizație de construcție, module care se pot reloca ulterior într-un proiect care va fi executat de primărie, respectiv modernizare. Căsuțele din lemn este exclusă această achiziție pentru că ele vor trebui ignificate, presupun niște costuri suplimentare, deci nu cred că pot să desfășură activitatea economică într-o căsuță de lemn. Așadar, chiar m-am uitat pe net, pot fi achiziționate niște module frumoase, să zic 50 cât o să mai fie nevoie pentru cei care doresc să-și desfășoare activitatea în locul pieții de gros. Mută în piața de gros, se desfințează de acolo, este relativ aproape și este relativ în zona în care ei și-au desfășurat această activitate economică. Cei care s-au obișnuit să vină în bazar pot să mai facă 50-100 de metri și să vină pe platforma aceea unde este piața de gros. Deci aceste module pot fi relocate ulterior și așezate într-un proiect care presupune timp, așa cum a spus dumneavoastră, presupune achiziții, presupune contestații, știu eu ce mai presupune, și care durează. Deci, cred că poate fi o soluție dacă sunteți de acord. Diferența de module care va fi nevoie să fie achiziționată, iar concomitent, bănuiesc că o să fie mai puțin de achiziționat, concomitent să facem și achiziția pentru proiectare și modernizare bazar. Cred că poate fi o soluție. Mai depinde ce dorim. Sunt și 1000 de euro și 20 de milioane și mai mici și mai mari. O singură întrebare am și eu. Care ar fi noutatea în ceea ce spuneți dumneavoastră? Că am spus că poate să fie căsuțe din lemn sau alte materiale. Care e noutatea? În afară de locații pe care am menționat-o și aia mai devreme, că poate să fie zona de gros. Eu am spus zona unde se comercializează. Asta era proiectul. Asta era proiectul. Păi se desfășoară activitatea. Da. Da. Pe piața de gros, ăsta era proiectul. Dar problema era ce punem și acolo. Ce punem acolo? Și concomitent face și proiectare pentru amenajare, nu pentru că era o alternativă. Facem proiectare sau achiziționăm ce, module? Ce facem cu acele module? Că-s din, ce spuneți dumneavoastră, termopan, ce-or fi? Da. Ce facem după când modernizăm zona de bazar și, bine, să ajungem fericiți acolo? Va fi gândit cu dezvoltarea proiectului ca aceste module să fie relocate și să... Să fie relocate în zona modernizată, să exact, înțeleg. Exact, da. Poate fi o soluție, da, de acord. Asta am spus-o, numai cu alte cuvinte, nu eu. Dar sunt de acord și cu varianta. Tocmai asta am spus. Cumpărăm ce cumpărăm. Și concomitent faceți proiectare modernizată, dar această proiectare se țină cont de acele module, da, și să le integreze. Păi nu vă imaginați că luam căsuțe din lemn și apoi le, după ce modernizam, le puneam pe foc. Da, adică... Iar pentru aceasta nici ISU, nici nimeni nu trebuie nici autorizații de construcție, nici ISU nu are ce să spună. Da, de acord. Eu am spus care e varianta. Facem, la mine alta era întrebarea. Facem acel proiect generos pe termen lung, de 2 ani și facem ceva trainic? Sau o variantă de avare, cumpărăm niște module din ce ori fi ele făcute? Am o întrebare. Trebuie stipulat în proiect exact ce achiziție se face? Noi facem o rectificare de buget. Rectificare de buget. De da, da. Secundă, că vorbeam cu doamna de la... Deci dacă luăm module, ele apar la capitolul dotări. Bun, iar pentru proiectare trebuie alt capitol. Proiectare, eu am deja... Aveți bani la proiectare, deci proiectarea poate să înceapă oricum. Proiectarea poate să înceapă. Am înțeles. E în regulă, atunci putem hotărâ doar în ceea ce privește modulele. Și până la urmă, asta privește rectificarea de astăzi. Și tema de proiectare, domnul. Facem proiectare cum? Proiectăm, dar nu avem temă. Tema de proiectare va fi modernizare bazar, iar proiectantul vine cu două soluții. Nu, proiectantul trebuie să cuprindă în soluții ceea ce achiziționăm noi. Așa. Păi și noi ne-am... Păi este datoria lui să conceapă acest proiect. Nu putem să-i spunem noi, nu-i face așa. Datoria noastră este să fixăm soluția ce achiziționăm și să-i transmitem proiectantului. În caietul de sarcini la achiziție trebuie să identificăm ce anume dorim de la proiectant. Da, modernizare. Îi spunem incinta, îi spunem locația, îi spunem ce avem, astea sunt modulele, vă rugăm să realizați oricum, ei realizează două variante. Minim. Nu, două variante de proiectare din care dumneavoastră îți alege. Asta este tema, asta este modernizare bătare. Soluția gândește el. Mai tare. Scuze. Domnul sergent. Cred că sunt două probleme, nu numai una. Odată cea normală care a stabilit-o, modernizăm și peste nu știu cât timp, iar aceste module, containere, dacă le aș vedea mai bine,
Da? Că sunt în atâtea locuri, pot fi relocate în Uborul. Săptămâna, oricând pot fi relocate acolo. Da? Când am fost inundații, s-au găsit inclusiv case s-au făcut în aceste moduri. Știți că în spatele hotelului este un astfel de modul, dar lăsat nu știu de cine acolo, nu știu dacă de un partid politic sau de către altcineva, care arată, eu mi-aș face un, eu știu, un, o restaurantă înăuntru, atât de mult spațiu există, da? Și el poate fi relocat oricând în orice altă poziție. Da? Deci le cumpărăm, cum spunea doamna Mancaș, ca și doctor, după care se pare primărie, le mutăm în bazar, le mutăm multe, trebuie să mai facem ceva pentru primăria aceasta. Vor mai fi și alte necesități. Acum vorbim de 50-60 de astfel de mădure, mai mici sau mai mari, în funcție de cât își dorește comerciantul, am rezolvat problema lor și mai departe mergem pe un proiect frumos și elegant pentru zona respectivă, un spațiu comercial european. O concluzie? O soluție similară de cea care spuneți dumneavoastră, știu că se găsește în partea la grea proștului voluntar Dorali, acele centre comerciale mari, iar acele containere sunt undeva în spate unde oamenii sunt marfa și vin Floriciorul și aprovizionează acele stații. Deci poate fi o soluție. Atât timp cât oamenii aceia care au fost cu inundații, cu astfel de probleme, au putut să locuiască și mai locuiesc încă în acel de spații, nu cred că comercianții care sunt aici și sunt afectați de această măsură nu pot să-și desfășoare activitatea o lună, două, trei, jumătate de ani în astfel de condiții. Un an. Doi. Cel mai fericit caz doi ani. N-am licitat cu proiectarea și cu contestații la proiectare, clarificări. Cine are cunoștințe de administrație înțelege că... Decât nimic, cred că este mult mai mult. Decât nimic, cred că este mult mai mult. Bun. De proiectare sunt bani bugetați în februarie la buget. Tema de proiectare, asta vreau să o clarificăm acum. Achiziționăm, denumim, să zic, proiectul achiziție, module? Doamna Marca, vă întreb din nou, dacă mă scuzați că întreb. Este musai să prevedem în proiectul de hotărâre ce anume achiziționăm? În vederea, pentru că mie mi se pare că soluția asta tehnică nu vine neapărat, poate greșesc, dar eu zic că nu. Consiliul local nu are în atribuția a stabili ce fel de module cumpărăm noi. Acum, noi facem o rectificare de buget, în vederea rezolvării unei probleme. Nu este rectificare de buget, ci este rectificare de investiții, iar acolo investiția, cum observați, la punctul 20 apare creșterea de bazar. Aici ar putea fi revenită module comerciale. Hai să spunem module comerciale, ca să nu mai... După care o să gândim proiectantul, ne gândim împreună, modulele din metal ar putea fi integrate, alea de lemn, n-ar putea fi integrate. La proiectare, la temă, facem consultare publică și așa mai departe. A fi indicat înainte de a se achiziționa, să luați legătura cu domnii din bazar, să reprezentați o soluție, poate dă și... Dar sunt aici domnii din bazar. Pe asta i-am chemat ca să ne... O să aveți variantele tehnice atunci, nu? La tip de modul? Da. Poate de pe internet, că nu e un secret de nici altă doar așa. Și spune de pe internet, astea sunt nouă mai bine. Poate să vină și la locul. Poate să vină, da. Numai că, în funcție de cât e mai mare, în funcție de cât e mai mare modulul, poate nu putea cumpăra mai puțin. Și vom avea spațiu, pentru că spațiul este ăsta. Este limitat. Este limitat, nu putem trage stânga, dreapta, sus, jos. Și atunci noi vom pune mai mult sau mai puțin. Și vor fi mai mulți sau mai puțini... comercianți. Deci ideea se consultă și pentru și noi. Sigur. Noi am gândit deja niște tipuri de distribuire, de alocare a spațiilor pentru. Trebuie parcelat, trebuie văzut o suprafață astfel încât să poată să se desfășoare activitate economică, dar în funcție de modul de lucru. Acele module din ce am și să asigurăm că ele de acces pentru ISU, pentru... Ce am văzut pe internet sunt 2x6, 2x4, 2x3, deci aici trebuie de comun acord cu oameni. Cea mai mare, să zic, cea mai mare motor undeva 12 metri l-am găsit, noi sau 15. Nici nu trebuie să mai trebuie să fie. 12 metri de lemn, dar nu știu. Poftiți? E suprafața extraordinară. De mică, nu? Da. Să știți că, să știți că nu sunt module construite de 40 de metri pătrați. Nu sunt.
Tocmai de asta zic că discuția. Haideți să lăsăm pe doamna să vorbească un pic de educare. Construcțiile astea care le avem noi aici nu sunt construcții. În primul rând vreau să se iasă din cap că sunt construcții. Sunt exact construcții mobile, ca și cum le puneți dumneavoastră pe zlate. Deci este aceeași chestie. Deci a dărâma noi ăstea și a pune dumneavoastră altele la fel ca ăstea. Adică ori modul, e tot o construcție mobilă. Noi de aici așa, dacă am tăiat pilonii aia de beton, ele sunt mobile. Ele nu sunt fixe în beton, adică nu sunt zidite nimica. O posibilitate care noi o cerem către dumneavoastră și către ISU este a ne da la o linie dreaptă, a face un acoperiș drept până când dumneavoastră demarați proiectele astea și a ne lăsa într-un anumit fel, a ne desfășura activitatea, a ne plăti taxele asupra care le avem la sfârșit de an, că sunt niște taxe care trebuie să le plătim, și a nu ne dărâma acum când toată vara am stat degeaba și vin sărbătorile și ne dărâmați. Spuneți și dumneavoastră. Adică și noi ne cerem condoleanțele față care avem niște obligații față de dumneavoastră, adică față de stat, față de care să le plătim. Că nu vrea să dărâme nimic. Am înțeles, dar astea care sunt aici din metal, să le mutăm noi acolo. Rămân și banii. Tot aceeași chestie, nu văd altceva. Și nu văd ce faceți în 3 luni de zile. Deci o luna de octombrie este dusă. E deja 10. Nu se mai poate face nimic. Noiembrie și decembrie, ce se poate face? Un direct final a rămas așa? Adică dumneavoastră ziceți să mutăm toate șandramalele astea în aceeași formă? Nu! Numai ce ești din metal. Nu! Sunt metalice. Sunt metalice. Deci știți câte sunt? Sunt câteva acoperișuri, majoritatea sunt metalice. Sunt câteva acoperișuri care nu sunt în metal. Restul totul este metal. Deci noi ne-am făcut condițiile de a putea să ne desfășurăm activitatea. Pentru că noi, marfa asta care o aducem, când cumpărăm marfa, noi nu putem cumpăra un bax de zahăr care are o singură culoare. Cumpărăm un bax de încălțăminte care sunt 5 modele, 5 culori, și ca să putem să vindem. Eu nu pot să aduc, de exemplu, un singur model de pantofi. Pentru că stau cu ei acolo. Deci să aduc cel puțin 20. Eu acum am achiziționat și am făcut niște contracte pentru falsoane de iarnă, care am plătit jumătate din ele și jumătate din încălțăminte. Ce fac cu ea? Trebuie să o iau, nu? Deci am, vă spun sincer, am alocat 500, aproape 450 de milioane. Ce fac cu ei? Iar ideea cu deci am mai cu ei, da? Eu trebuie să-mi onorez contractul acolo. Dacă nu, eu pierd banii care i-am dat avans. De asta ne-am întâlnit aici, ca să încercăm. Vă rugăm să țineți cont un pic. Că și noi am venit să ne-am prelungirea, nu ține de greu și blocat, vă spun și tocmai de asta am și venit să vorbim frumos. Suntem și noi toți niște oameni. N-am venit să ne certăm, am venit să găsim o posibilitate de a face ceva pentru acești oameni. Deci am venit să facem, nu văd o autorizație de funcționare sau o autorizație de construcție de la ICS sau cum spuneți dumneavoastră, ICS nu știu cum, pentru această construcție. Nu văd, că nu este construcție, doar sunt niște piloni care sunt puși și tăiat, deci nu-i nimic fitit. Noi am mai vorbit și înainte de ședință și nu-i prima dată. Dați-mi voie să vă spun o părere personală, eu sunt avocat, nu să... Tocmai de asta. La ISU. Da. Eu mă foarte îndoiesc că ISU va da autorizație pentru amplasarea exact în aceeași modalitate. Pentru că acolo știți care e problema. Eu vă spun, eram plecat când a luat foc bazarul, da. Și am auzit, eu n-am știut unde a luat foc bazarul. Eu am zis, bă, am crezut că porțiunea, zic, Dumnezeule Sfânt, cum intră acolo mașina când ai plecat, până în capul altul nu se poate ajunge. Stați să temeți, e important ce vă spun. Când am auzit chestiunea, am zis, gata, înseamnă că arde tot acolo. Eu mă foarte îndoiesc că ISU va da aviz pentru o construcție, pentru un conglomerat, cum vreți să-i spunem, da? Că până la urmă, acolo toate sunt cropite. Am pus o tablă aici, am pus o tablă acolo, vorba dumneavoastră, nu sunt construcții definitive. Eu nu cred că va da autorizație. Așteptăm ora 13 să vedem dacă vine, dacă această propunere este primită de către ISU, dar eu nu cred, pentru că va trebui să schițăm alt gen de bazar. În care poate să intre mașina de pompieri, în care sunt alei largi, în care fiecare are acces la utilități, în fiecare are acces, are, mă rog, probabil stingător aveți și acum. Toți au. Da, probabil că aveți stingător. Asta e în esență problema. Domnul avocat, eu am fost acolo în momentul când a luat foc. Prima, a
aproape printre primii, că m-a anunțat imediat. Nu spuneți că pompierii n-au putut să-și facă activitatea. Păi, pompierii și-au făcut, au intrat cu mașina până lângă foc. Știți ce n-au făcut pompierii? N-au fost în stare să spargă ușa și să stopeze focul. Cei care au stopat focul este băieții aia doi din spate de acolo. Uitați-i acolo, care nu au fost pompieri. A venit mașina de la Chimi, a tras un furtun prin față, a spart două uși și a stopat focul. Asta a făcut. Vă spun clar, eu am fost acolo și luați de la toți oamenii din bazar și dacă nu vă spune același lucru, dacă nu erau ei, aveam toți acolo. Pentru că știți ce făcea pompierii? Stădea cu mașina pe malul Cașului și arunca apa de la 70 de metri. Când o mașină de pompieri, câte furtuni au, domnul? Care trebuie să plece. Nu știu că nu știu. Deci, oricum, dintr-o mașină tot pleacă două furtuni. Hai, nu punem la astea moderni care sunt trei pe parte, trei pe parte. Că ne-am interesat și noi. Nu? Deci putea să facă, știți cum, în 5 minute. Acolo trebuia să se stopeze focul în 5 minute. Vă auzim, domnul președinte, lăsați-l lumea. Am făcut un calcul acum. Am luat cel mai mare container. M-am uitat că doar 3.000 de euro bucat. Câți metri pătrați? 18 metri pătrați. Cel mai mare? Cel mai mare. Înălțime pe care, domnul? 2,70 m. La înălțime? Da, 2,70 m. Înălțime e bun. Deci este container, știți cum este. Acum am făcut calcul. Ar însemna un efort bugetar pentru primărie, jur de 1 miliard. Cât aveți acolo? 6, aproape 6. Deci aici n-am pus în calcul de scaunturi și toate celelalte care le dăm firmele. Sunt pentru 70 de containere, iese undeva la 8 miliarde. Deci un calcul, deci am putea. Ați încărpea și am putea să facem treaba repede. Deci noi am propus lucrul ăsta până pe... Domnul, noi am propus proiectul ăsta și să ne ajute cei de la ISU cu ei până pe 31 decembrie, deoarece să nu facă primăria o investiție atât de mare pentru a arunca niște bani după aia în obor. Aceste contractele în obor nu pot să are o sunt niște bani aruncați pe geam. Nu faceți ceea ce ați făcut, domnilor, sus pe platou. Sunt niște chichinețe, niște construcții care de la ISU nici o formă acolo nu se poate da o autoritate. Totul este plastic, domnule, acolo deasupra. Deci la ei sunt plastic și la noi ce-am fost. Deci acolo nu ai cum, nu ai cum. Deci domnul Lemnaru, când a făcut acel proiect, nu s-a gândit. Deci nu facem un proiect de azi pe mâine. Vă rugăm tare mult, faceți un proiect să fie pe termen îndelungat, nu că este domnul primar acum la conducere. Oricine ar veni să aibă unde oamenii să-și desfășoare activitatea, să fie frumos, aspectos și să aibă o eficiență, domnilor. Vă rugăm tare mult, nu facem, nu mai aruncăm, nu se mai merită. Nu mai există bugetele care au fost odată, s-a terminat. Haideți să facem ceva frumos, economic și gândit și logic. Vă rugăm tare mult. Doamne, 2 ani facem. De 2 ani, dar să facem ceva frumos. Am spus, dacă ne lasă până pe 31 decembrie, noi pe 31 decembrie, fiecare, noi facem un tabel cu toți oamenii, pe propria răspundere semnăm, când începând cu data de 5 ianuarie, 6 când se începe, noi eliberăm terenul și domnul face proiectul domnul primar între timp. Absolut tot, începând cu 1 martie, începe, puteți face o hală foarte frumoasă, adică o hală ca Dragonul Roșu, din plăci, nu vă trebuie beton, nu vă trebuie acolo, turnat o placă jos și din plăci. Dragonul când a luat foc s-a terminat în 2 luni, domnule. În 2 luni de zile s-a terminat Dragonul Roșu acolo când a luat foc. Eu eram acolo la ora 4, la marfă. Eu asta vă propun, dar stăm, ianuarie, februarie, martie, aprilie, stăm fără activitate. Care îmi găsește multă de mai aici? A, 2 ani. Dar de ce se vrea de 2 ani, domnule? De o firmă privată, făcută în... Și ce nu se găsește? Pe sistem, poftim numai procedurile de achiziții după 3-4 luni de zile, ca să nu mai zic existența. Toate sunt metalice. Deci numai acoperișurile nu sunt metalice, domnule, sunt numai. Înțeleg că domnul Gheibace a promis asemenea module și nu cred că are rost să se achiziționeze acum, nu le doresc. Modulele sunt, am înțeles că sunt foarte mici. Da, dar asta echivalează, v-am spus mai devreme, a fi sau a nu fi.
Să nu vă închipuiți că această hală pe care ne-o visăm cu toții, făcută în regim modern, cu încălzire, cu tot ce trebuie. Dar nu vine nimeni în încălzire, nu face nimic. Dar nu vă cramponați din călzire. Am greșit, retractez în călzire. Această hală durează un an jumate, doamnă. Lumină electrică, atâta trebuie. Lumină electrică și platformă turnată jos. Faceți două WC-uri la capăt și restul nu trebuie. Vă rog să trageți apă. Apa de sus toată este închisă, iar nu spar probleme. Doamna, ascultați-mă un pic. E foarte bine că ne ziceți trebuie, este minunat. Sunteți un an jumate pregătiți să nu desfășurați activitate? Că dacă da, astăzi se renunță la acest proiect. Nu o să poate. Eu 2 ani nu. Dom'le, asta e situația. Aveți impresia că noi la Consiliul Local nu mai știm ce facem cu banii? Nu, e o situație de criză. Am făcut această ședință ca să găsim o... Deci trebuie să... Adevărul va fi la mijloc. Dumneavoastră nu veți fi mulțumiți în perioada asta, e clar? Chemați-ne și pe noi, domnul consilier, chemați-ne și pe noi. Venim și noi cu un aport. Așa cum s-a făcut și sus. Oamenii au făcut un aport înainte, li s-au scăzut din chirii și au făcut cât de cât și au s-au alătat cu niște bani ai noștri. Unii dintre ei sunt unii care nu au nicio posibilitate. Stimată doamnă, taxă de ocupare publică și formă de ocupare a terenului fără concesiune și apoi să dăm autorizație de construire pe o construcție care îndeplinește condițiile din punct de vedere ISU. ISU și cu Inspectoratul de Stat în Construcții. Asta ne-au spus oamenilor prin procesul verbal. Le-am pus la dispoziție. Că nu sunt îndeplinite. Dacă nu sunt îndeplinite aici, nu sunt îndeplinite nici din coace. Deci haideți să nu ne bătăm cu apă rece. Și problema e multă. Una, cea mai gravă problemă e următoarea. Până pe data de 7, acești oameni trebuie să evacueze zona, până pe data de 7, luna curentă. Și până pe data de 12, dacă dânsii n-au eliberat zona din diferite motive, trebuie să o eliberăm noi, adică administrația publică locală, cu jandarmeria, cu trupe de mascați, cu trupe de ce doriți dumneavoastră. Nu ne dorim lucrul ăsta. Nu are nimeni interesul ăsta. Eu nu l-am, nu l-are primăria, e clar. Dar hârtia, procesul verbal, nu putem rupe și să spunem că nu există. Ea există și trebuie aplicată. Dacă astăzi, la ora 1, cei de la Inspectoratul de Stat în Construcții și cei de la ISU nu vin cu o altă hârtie, să ne spune, domne, derogăm, nu mai e valabil pe data de 12 octombrie. O amânăm până pe data de 31. Nu mai avem ce face. Se închide acolo activitatea, că vrem, că nu vrem. Eu nu doresc să se închidă prin măsuri, cum să spun eu, de forță. De ce? Pentru că apare și cheltuieli în plus. Care cheltuielile se vor pune, Doamne ferește, în seama tot acestor oameni. Și pe lângă situația în care sunt, se va agrava situația până la urmă. Eu cred că nu s-a înțeles foarte bine. Unde-i lege, nu-i tocmeală. Poate să vină ISU, poate să discute, să facă grevă, ce doresc comercianții, sub nicio formă activitatea nu va continua acolo. Dumneavoastră participați la discuție. Dar există riscul să vă mai treziți și cu câte o amendă de la aceste instituții. Deci, vă rog să luați în calcul, nu există posibilitatea, puteți să faceți ce doriți dumneavoastră, nu e vorba că să le concesioneze ulterior de la primărie. Acei care vor dori să continue, primăria va achiziționa un număr de câte mobile va fi necesar, le veți concesionea comercianților, iar ulterior puteți să le returnați, plătim chiria cât va fi pe perioada determinată și nici nu va afecta proiectul de modernizare. Din proiectul inițial pe care dumneavoastră l-ați primit și din expunerea și raportul de specialitate, va dispare sintagma de module căsuțe din lemn, va apare peste tot module comerciale, iar din proiectul de hotărâre la lista de investiții, punctul 2 cu 10, în loc de chioșcuri de lemn bazar, module comerciale. Este bine, doamna? Da. Și va apare module comerciale. Fără dimensiune, fără... Ulterior vom găsi soluții, ne vom consulta cu reprezentanții din comercianților și se va achiziționa. Și așa, din punctul meu de vedere, achiziția nu cred că se va face în 30 de zile sau până la sfârșitul anului. Pentru că, nu știu, nu este achiziție directă, depășește cu mult suma și pragul de 30 de euro, este licitație. Și o să rămână provizoriu,
va fi închiriere, va fi suma mai mică și cred că se poate face achiziție directă. Dar vreau să cred că cineva va avea 50 de module, 50 de module în următoarele 30 de zile. Mie e greu să cred. Banii pentru proiectare deja sunt alocați, iar pentru proiectare sunt deja. Sunt deja. Și concomitent va începe și proiectarea cu tema pentru acea... Tema de elipția, ca să fim. Integrăm modulele astea în tema de proiectare, că despre asta este vorba. Deci, haideți că e cazul să încheiem subiectul acum, în momentul ăsta, chiar dacă, cum a spus și domnul Panfil, soluții care se bucure pe toată lumea nu vom găsi, asta e clar. Ideea că la unul există acea invitație, sper să o onoreze, am vorbit și telefonic cu ambii reprezentanți, ISU și ISC, ISU a promis că vor trimite un reprezentant legal, ISC au spus că momentan nu au disponibil, dar... I-am rugat pentru că este o situație cu totul deosebită să trimită pe cineva la această ședință de mediere de la orele 13. Nu vreau să fiu pesimist, eu sunt sunt realist, dar cum a spus și doamna Bădic, și domnul Panfil, și doamna Elena Pașcu-Apăvălae, am datoria să vă spun să vă pregătiți de ceea ce vi se pare dumneavoastră în momentul de față mai rău, adică de eliberat zona. Voi fi alături de dumneavoastră și veți vedea cum voi pune problema la ședința de la ora 13, dar să nu ne îmbătăm cu apă rece. Eu sper să-i dea un euro care măcar până la preșul. Doamne ajută, nu pot să zic decât Doamne ajută, s-o dea în scris. Că asta cu au fost, după cine au dat în scris, au fost și au vorbit, nu vă spun, ăla nu se pot la dosar. Dovada cea mai bună aveți chiar dumneavoastră ascultă, una v-a spus dumneavoastră când au fost în control și una au dat pregătire. Haideți să demarăm procedurile și ne mai sfătuim cu toții și la asupra dimensiunilor și asupra formei în care vă arată și să se preteze la ce zice doamna cu 2,70 m înălțime și cu... pentru că altul soluționă ești. Acestea fiind spuse, se pun la vot. Proiectul de hotărâre cu modificările de rigoare. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Trec la proiectul numărul 2 de pe ordinea de zi. Domnule din bazar, dacă doriți să mai stați, nu e nicio problemă. Da. Mulțumim! Ne vedem la ora 1. Da. La ora 1 în sala mică de ședință, care este vis-a-vis de această sală, da? Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Spitalului Municipal Onești, unde era doctor Luca, un bun imobil care aparține domeniului privat al municipiului Onești. Inițiator proiect, domnul primar Nicolae Nagiuc. Doamna și doamna consilieri, municipiul Onești a achiziționat sistemul radiografic digital mobil Optima XR 220 AMX în baza contractului încheiat pentru extinderea și modernizarea compartimentului de primire urgențe a Spitalului Municipal Onești. Potrivit articolului 123 alineatul 1 din legea administrației publice locale numărul 215/2001 republicată cu modificările și completările autorizate, consiliile locale hotărăsc ca bunurile ce aparțin domeniului public sau privat să fie date în administrarea instituțiilor publice. În conformitate cu prevederile articolului 167 alineatul 1 și alineatul 3 din codul civil republicat cu modificările și completările autorizate, dreptul de administrare se constituie prin hotărârea consiliului local care controlează modul de exercitare a acestui drept. Dreptul de administrare aparține potrivit 868 alineatul 1 și 2, legilor autonome sau după caz la autorităților administrației publice centrale sau locale și altor instituții publice de interes național, județean sau local, titularul dreptului de administrare putem folosi și dispune de bunul dat în administrare în condițiile stabilite de lege și dacă este cazul de actul de constituire. Dreptul mare a celor prezentate propunem darea în administrare Spitalului Municipal Onești.eraș.lucru la sistemului radiografic digital mobil Optima XR-120 AMX în scopul asigurării serviciilor medicale specifice. Pentru aceste considerente, vă rugăm să aprobați proiectul de hotărâre prezentată. Aveți cuvântul reprezentantul compartimentului de specialitate. Stimați consilieri, prin prezentul proiect de hotărâre se propune darea în administrarea Spitalului Municipal Onești
a sistemului radiografic digital modelul XR220 AMX, achiziționat în baza contractului extindere și modernizare compartiment de primire urgență al Spitalului Municipal Onești. Datele de identificare ale bunului mobil, care va fi dat în administrare, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre. Ulterior, se va încheia protocolul de predare primire între Consiliul Local Onești și Spitalul Municipal Onești, anexă la prezentul proiect de hotărâre. Spitalul Municipal Onești va folosi bunul mobil dat în administrare, respectând următoarele condiții. Să utilizeze echipamentul în mod direct, pe riscul și răspunderea sa, să asigure exploatarea eficientă, în regim de continuitate și permanentă a echipamentului care face obiectul protocolului. Să desfăgubească proprietarul potrivit legii pentru pagubele pricinuite ca urmare a întreținerii necorespunzătoare a bunului predat. Să respecte condițiile impuse de actele normative în vigoare privind siguranța în exploatare, protecția mediului, protecția muncii, protecția personalului sanitar și a pacienților. Spitalul Municipal are obligația să asigure personal medical calificat pentru utilizarea aparaturii medicale predate. Personalul care va utiliza această aparatură va fi instruit în ceea ce privește respectarea normelor de protecție a muncii în conformitate cu reglementările legale în vigoare. Personalul care va utiliza aparatura va respecta cu strictețe instrucțiunile privind utilizarea și exploatarea echipamentului în concordanță cu manualul și instrucțiunile de utilizare. Personalul medical ce va utiliza echipamentul va fi numit de Spitalul Municipal Onești. Spitalul Onești va asigura permanent instruirea personalului ce va utiliza echipamentele medicale. Riscurile privind mediul și sănătatea, precum și respectarea normelor privind protecția muncii și securității muncii, cad în sarcina Spitalului Municipal Onești. Acordarea asistenței medicale prin utilizarea aparaturii nu va avea scop comercial. Este interzisă închirierea sau asocierea cu alte persoane fizice sau juridice pentru a exploata echipamentelor medicale ce fac obiectul protocolului. Se vor respecta cu strictețe circuitele funcționale ale spațiilor anume desemnate pentru aparate cu respectarea normelor legale în vigoare. Întreținerea și exploatarea echipamentelor în regim de continuitate și permanență va fi asigurată prin menținerea funcționalității acestora 24 de ore zilnic, în conformitate cu specificațiile tehnice. Spitalul Municipal Onești va asigura servicii gratuite în baza contractelor încheiate cu Casa Județeană de Sănătate Bacău. Spitalul Municipal poate stabili tarife de utilizare a aparaturii în condițiile furnizării serviciilor medicale de specialitate persoanelor care nu sunt asigurate, nu se încadrează regimul urgențelor medicale sau la cerere. Sumele încasate din activitățile anterior menționate constituie venitul ale spitalului și vor fi utilizate pentru asigurarea cheltuielor de funcționare și întreținere ale aparaturii predate. Cheltuielile ocazionate cu întreținerea consumabilele, alte cheltuieli materiale, serviciile de asigurare a bunurilor, reparațiile, sunt în sarcina Spitalului Municipal Onești. Spitalul Municipal Onești răspunde de bună întreținere și funcționalitatea echipamentului. Orice defecțiune intervenită la echipament va fi notificată Consiliului Local și furnizorului în termenul de 5 zile de la producerea acesteia. Spitalul Municipal Onești este obligat să solicite expertiză tehnică de specialitate care să constate cauzele ce au determinat defectarea aparaturii. Consiliul Local Onești, în calitate de proprietar, are următoarele drepturi. Să inspecteze bunul precum în modul în care este satisfăcut interesul public, să verifice modul în care se respecte condițiile și clauzele protocolului de către utilizator, să modifice în mod unilateral partea reglementară a protocolului din motive legate de interes național sau local. Potrivit articolului 123 alineatul 1 din Legea Administrației Publice Locale, urmează să fie obținute și de către Spitalul Municipal. În acest sens ne trebuie acest acord că le transferăm bunul din patrimoniul primăriei spre folosință dânșilor. În maxim 2 săptămâni de zile, dacă votați acest proiect și dacă obținem autorizațiile, s-a discutat la CNCAN, în maxim 1 săptămână vor primi spitalul autorizația de la CNCAN, deci în vreo 2 săptămâni de zile vom inaugura și vă invit pe această cale centrul de primire urgențe la Spitalul Municipal Onești. O investiție, spun eu, foarte, foarte utilă. Mai sunt și alte observații? Dacă nu sunt, se pun la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Și
Chiar dacă nu avem diverse, dați-mi voie să vă aduc la cunoștință o adresă semnată de către Ministerul Transporturilor, pe toată lumea cred că privește soarta sau starea podului de peste Trotuș. Noi am făcut mai de demult demersurile, nu când s-a întâmplat această situație, știți că nu să rămână. Mulțumim frumos pentru susținerea, vă așteptăm la 13, dacă vă permite programul. Da, vă rugăm frumos. Ne interesează părerile avizate ale juriștilor din primărie, din Consiliul Local. Noi am trimis adrese înainte, ultima am făcut-o în urma viiturilor ce au fost undeva în iunie și am înștiințat atât CNADR-ul cât și Ministerul Transporturilor, drumurile naționale, sucursala Iași, privind starea tehnică a podului de peste Trotuș. Avem o expertiză în acest sens, o expertiză tehnică încă de acum 3-4 ani de zile, nu mai este de actualitate. Și am rugat să susțină, le-am transmis mesajul de susținere a proiectului din finanțare Ministerul Transporturilor, pentru că este obligația dânșilor oarecum. Și vă citesc răspunsul dânșilor. Stimate domn primar, urmare adresei dumneavoastră din 8-7-2016, prin care semnalați necesitatea reabilitării podului peste râul Trotuș, aflat pe raza municipiului Onești, județul Bacău, pe DN11, vă comunicăm că am analizat solicitarea dumneavoastră. Ținând cont de starea avansată de degradare acestuia, vă informăm că vom întreprinde demersurile necesare în vederea solicitării de fonduri la elaborarea bugetului pe anul 2017 și pentru categoria de drumuri și poduri din care face parte podul peste râul Trotuș. Astfel, aici interesant, în funcție de limita sumelor pe care vor fi alocate de la bugetul de stat, prin legea bugetului de stat pe 2017, pentru această categorie de lucrări, vom putea iniția activitățile necesare reabilitării podului respectiv. Cred că este cazul, o să vorbesc și cu, cel puțin la nivel local, să avem o inițiativă pe modelul, și nu mi-e nici rușine, nici oarecum să o spun, pe modelul inițiativei promovate de către domnul Cezar, consilier Cezar Olteanu, cu drumul național, știți, Bacău, sau nu, autostrada Iași-Bacău, să facem și noi o petiție asumată de către tot Consiliul Local și nu numai, în acest sens, pentru că investiția nu poate fi susținută din bugetul local și știm toți acest lucru și cred că ar conta în perspectiva reabilitării un efort comun făcut de către noi. Nu vreau să fiu inițiatorul acestui demers, acestei petiții, oricare dintre dumneavoastră, eu mi-asum alături de dumneavoastră, subscriu la ea și de ce și nu, și politic să încercăm să transmitem acest mesaj către liderii noștri de la județ și nu numai, pentru că ferească Dumnezeu să se întâmple ceva mai rău decât situația în care ne aflăm acum. Vă mulțumesc, cine își o asumă, la secretarul municipiului, eu nu pot face decât să subscriu. Haideți să facem schema pe care am mai lucrat cu aceste aparatul de specialitate, să facă acest memoriu, iar noi consilierii să trecem să semnăm și să... Deci e bine să o ținem cam. Astăzi va fi redactat, începând de mâine dimineață, da. Cine dorește să semneze. Da, eu cred că până să se întâmple ceva cu totul ăsta, cred că trebuie făcut o altă expertiză. Da? Da, trebuie o expertiză actualizată, pentru că în expertiză o să se spună ce nu mai este în regulă și cam ce anume ar trebui făcut. Și nu numai expertiză, ci și un studiu de fezabilitate, pentru că la baza întocmirei documentației pentru reabilitare sau cum se va numi, trebuie să documente și dacă ne vor solicita cei de la Ministerul Transporturilor documente și nu le avem, intrăm iar în acea... Se referă domeniul public acest pod, da. Al municipiului, da. Onești. Da. Poate altcineva să facă o investiție? Da. Dar transferăm. Păi asta am vrut să spun. Haideți să încercăm să accelerăm lucrurile. Facem proiect de hotărâre, transferăm. Am mai transferat, doamna consilier, că dumneavoastră transferăm, nu erați consilier. Și în momentul când l-am transferat, ni l-au primit, anume un sector de drum, calea ajutorului, ieșire sergerator de la... Caron până la Bogdana Rădeana, cum spun. L-au preluat cu promisiuni certe că vor reabilita, după care la un an de zile adresa voați înapoi. Eu nu vreau să mai fiu pus în postura
de a transfera un drum sau un pod sau ce orice investiție ar fi, fără să avem garanții și scrise, cum sunt de genul că se vor ocupa de ele. Da, garanții nu știu dacă o să vedea. Ideea este că primăria nu cred că va putea vreodată să facă, să reabiliteze acest pod. Costurile sunt foarte mari, de aceea cred că da, un pas înainte și de mersul susținute, clar nu o să vină nimeni. Știu că pe mediu, pe ape, mai erau fonduri pe care s-ar putea... Pe mediu și pe ape, nu se încadrează. Dacă îl predăm. Nu se încadrează nici pe mediu, pe finanțare, pe mediu sau pe ape, nu. Ci numai pe dezvoltare infrastructură rutieră fac toate podurile. Și încă o dată spun, am mai făcut lucrurile astea, e o experiență negativă. Cred că trebuie să facem discuții de altă politică. Nu-l vor plăba nici cei de la CNAVR dacă nu au finanțarea asigurată. Abia după ce vor prinde mergeri cu anii vor... Expertiza e achiziționată sau e în procedură? Expertiza este în procedură, avem expertiză, veche expertiză spune că valoarea pentru, am impresia că și cu partea pietonală, e de ordinul a sutelor de miliarde și peste 400 de miliarde. Deci mai mult decât bugetul primăriei municipiului Onești, întreg bugetul de venituri, fără cheltuieli, dar pe un an. Exclus. Credit. Nici dacă ne-am îndatorat la maxim, nu am obține... Cumva Rexpodiaș a făcut expertiza? Poftim? Rexpodiaș, aveți idee? Cu doamnă. Da. 2003. Da, vă mulțumim mult. Și vă așteptăm la ora 13. Aclarăm însă.